Bună ziua, lume dragă! Astăzi o să pregătesc o ciorbiță de pui cu legume. Pentru asta avem nevoie de un pui de... un pui. Eu am pui de casă organic. Verdețuri. Le-am pus așa să le vedeți mai bine. O mână de pătrunjel verde. O mână de mărar. Câteva fire de leuștean. Aici ai țelina. Doi căței de usturoi. O ceapă. Un pastârnac și patru morcovi. Și aici câțiva cartofi tăiați cu bulețe. No, aici am tăiat verdețurile. Am mai pregătit și un ardei tăiat și un pic de bulion. Acum punem puiul în oală și îl lăsăm să fiarbă până se formează spuma, să putem să o luăm. Apoi punem verdețe. No, am pus puiul în apă, în oala cu apă, așteptăm să fiarbă și să luăm la spuma. Carnea fierbe, adăugăm verdețurile, că puiul e tânăr. Așa. Am pus și un ardei. Punem și cartofi. Și așteptăm să fie. Ok. Punem și pasta de roșii, cum am zis. Lăsăm să fiarbă. Când e gata, gustăm să vedem ce mai trebuie. După gust. Sare, dacă mai trebuie acrișoară, dacă nu, cum ne place nouă. Ciorbița este gata. O să punem să probăm. Am pus ciorbița, punem și un pic de smântână, o lingură de smântână. Fiecare își pune după gust ce vrea. Este delicioasă. Yummy. Yummy, yummy. Vă doresc vizionare plăcută. Puteți să încercați. Are gust nemaipomenit de bun. La revedere. Pe altă dată. Domnul să vă binecuvinteze pe toți.